acolo, facă casă. Era da. Și tot cu manta nu era leneșă și învată. An de an, fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai încăfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnici erau și sfaturile sfericilor cărăuții ținuți în niciun. Așa e, căci așa spune basmul că se vedea în țință, ne socotea virtuțele de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat.
Ți-aduc domnițe din țara îndepărtată, podoabă fără seamă, o inimă curată. Și-ți mai aduc cinste albine și iisus.